Salutare! Azi vom discuta despre 3 diferențe dintre fumat și mâncat. 1. Mănânci ca să supraviețuiești și să-ți prelungești viața, în timp ce fumatul îți scurtează viața. 2. Mâncarea are într-adevăr gust bun, iar să mănânci este într-adevăr o experiență plăcută, în timp ce fumatul înseamnă să inspiri fum urât mirositor și otrăvitor în plămâni. 3. Mâncatul nu produce foame, ci o potolește, în timp ce prima țigară induce dorința de nicotină și fiecare din țigările următoare, în loc să o potolească, o perpetuează pentru tot restul vieții. Ascultă pe acest canal, în sfârșit nefumător, de Alan Carr și instrucțiunile sale. Mulțumesc că ai vizionat acest videoclip și ne auzim mai târziu!